În primul rând, felicitări echipei din Târgu Jiu. Astăzi a jucat un basket frumos, un basket plin de energie, cu ritm, un lucru la care ne-am așteptat, pentru că o echipă care scrie foarte mult pe tranziție ofensivă și sigur are jucători de explozie, jucători care pătrund foarte bine și, bineînțeles, știu să și gestioneze situațiile de 1-1. Situații pe care noi, din păcate, astăzi le-am ratat. La începutul meciului am avut cel puțin 5-6 situații de 1-0. Sau pătrundere ratată, plus liberele, lucru care ne-a făcut, cred eu, să ne scadă încrederea. Una peste alta, e un meci slab pe care noi l-am făcut, nu suntem într-o formă foarte bună, am pierdut meciurile cu Mureș și cu Ploieștiul la fel pe recuperare și astăzi Târgu Jiu a recuperat 47, mai 47 de recuperări, e greu să emiți pretenții. Avem de analizat, avem de tras concluzii și de ieșit cât mai repede din forma slabă în care ne aflăm. Domn profesor! Suntem competiționat cu final de sezon care oferă posibilitatea la orice echipă să-i trugadeze. Da, sigur. Da, în primul rând eu nu sunt contrar de acest sistem. Liga Națională spune titlul, Liga. Nu Liga în două, Liga în trei, cum am avut ABC, am crezut că facem alfabetul. Da, ne-am oprit la ce. Deci este o ligă națională, este o ligă a tuturor echipelor. Sigur, cunoaștem faptul că România este o țară mare, cu suprafețe lungi de parcurs. Există acest risc, dar e un risc pe care toate echipele își-l asumă. Eu am rămas în grupa a doua valori, că cu un număr mai mare de victorii decât cele care s-au calificat din grupa cealaltă. Nu neapărat înseamnă că echipele celelalte au fost mai slabe, ci că se vede încă o dată că riști pe nemeritate să nu ajungi acolo unde consideri. Liga Națională trebuie să fie o singură serie, trebuie să joace fiecare cu fiecare, să ne bucurăm și să avem această posibilitate de a vedea toate echipele, nu numai primele trei, că ne bucurăm toți când vin doar primele echipele de pe primele locuri, sigur, merită apreciere și... Dar o astfel de ligă, în primul rând, îți permite oarecum să ai o altă abordare. Sunt meciuri pe care le abordezi cu 100% intensitate, pentru că sunt meciuri care privesc sau depinzi de a căror finalitate depinde locul din clasament. Și sigur că se bate puțin cap în cap cu ideea de a da credit românilor jucătorilor români. În momentul când din primele meciuri este presiunea calificării, oricât ai fi de îngăduitor și o spun eu care, după cum ați văzut, și nu numai astăzi, indiferent, am situații și cu 3 români și continui cu 2 români și în sferturile 3 și 4, pentru că nu regulile ne fac pe noi și, în mod normal, noi trebuie să facem regulile, dar depinde din ce parte citești. Și atunci eu consider că nu poți să dai credit jucătorilor tineri și noi avem jucători tineri și Târgu Jiu astăzi introdus în teren jucători tineri, atâta timp cât depinzi și e crucială o victorie. Se bat cap în cap ideea de a încuraja jucătorul român cu ideea de a câștiga meciurile sub presiunea rezultatului, imediat și sigur sub finalitatea unui rezultat care te duce într-o grupă superioară sau inferioară. Dar astea sunt lucruri pe care probabil că cei care se ocupă le vor gândi, le vor reanaliza și să sperăm că vom ajunge și noi să jucăm așa cum joacă toată Europa de altfel, adică nu avem exemple ca la alții, avem ca la noi, nu prea avem, pentru că nu există al doilea exemplu și e bine să ne oprim, pentru că după cum știți, în ultimii 2-3 ani am făcut destul de experiențe și e bine să revenim la lucrurile simple, să ne concentrăm pe munca, pe posibilitatea de investiție, de infrastructură, că uitați aici este foarte frumos, înseamnă că este tot infrastructura este așa cum ne-am dorit. Deci sunt multe lucruri de rezolvat și sigur că într-un final trebuie că toți să ne reprezintesc. Dar sunteți primul antrenor care vorbește apăsat despre acest lucru. Sunt și alți tehnicieni care au recunoscut că nu este cel mai bun sistem. Dar n-au curaj. N-au curaj. Dar cine convinge Federația Română de basket să rămână pe un sistem clasic, așa cum a spus? Știți ce-au pățit 90% din domnitorii țării românești, cum se numește Transilvania, Moldova sau Țara Românească? Au plătit tribut. Au plătit. Din păcate, și pe mine mă sună și discutăm între noi. Nu știu dacă e chestie de punguța cu doi bani sau e chestie de verticalitate, nu mă interesează acest lucru. Eu, cu riscul de a
crea de multe ori prieteni, din mele de nevoie, prefer să spun ceea ce gândesc și modul în care văd lucrurile. Repet, în momentul când vrei să vezi de la cei mai buni, te duci, te uiți și vezi ce au făcut. Și o iei de jos. Știți bine, discuțiile legate de jucătorii români 2-3-7 nu are nicio relevanță în numărul de jucători. Noi trebuie să ne ghidăm și trebuie să vedem, trebuie să începem de jos și să creăm un sistem unitar, să creăm să corectăm un pic modalitatea în care noi, ca antrenori, muncim, indiferent de nivelul la care muncești, că pleci de la mini-basket sau la junior sau la senior, de acolo noi cred că trebuie să ne creăm identitatea, pentru că nu cred că putem să facem multe lucruri tip copy-paste din țările cu basket dezvoltate. Cred că noi trebuie să vedem ce au făcut ei acum 15-20 de ani, cum au început și de acolo să începem și noi. E ușor să te uiți deja în vârful piramidei și să încerci să modelezi. Dar tu nu ai infrastructura, tu nu ai legislația de partea ta, tu nu ai avantajele pe care un sportiv trebuie să le aibă, atât în școală, facilități școlare, educaționale, sociale și așa mai departe și mă opresc o discuție în lume. Deci, nu trebuie să convingem federația, ci trebuie să fim noi, în primul rând, uniți, să avem verticalitate, să avem curajul să spunem lucrurile pe nume, indiferent dacă sunt lucruri plăcute sau nu, și sigur că trebuie să existe acel punct zero, nu știu cine îl stabilește sau de unde consideră că este punctul zero, dar cred că trebuie să stabilim acel punct zero de la care trebuie să începem să construim și sigur că după aceea nivelul valoric, spectacolul pe care trebuie să-l creăm în sări, ne vor aduce beneficii de marketing, de număr de spectatori și așa mai departe.